importanța cărții și de ce spuneți că diavolul în istorie nu este o simplă metaforă? De fapt, m-am tot gândit la tematica fascism-comunism, relația dintre cele două, apropierile, afinitățile, diferențele dintre cele două sisteme totalitare, vreme de câteva decenii, deci nu este sigur geneza cărții. Există o parte din geneză care sunt ultimii ani și există o parte din geneză care sunt pregătirile, prologul intelectual al acestei cărți. Și dacă mă gândesc, probabil că a început încă din perioada când mă aflam în România, încă înainte de 1981, poate atunci când am citit Omul revoltat al lui Camus sau când am citit Întuneric la amiază de Arthur Koestler, în care tematica aceasta este prezentă, a relației între cele două sisteme totalitare. Deci pentru mine a fost și rămâne în mare măsură un mister cum a fost posibilă încercarea aceasta de a impune un regim care să controleze sau să domine total societatea, natura, omul, deci, și care să, în ultima instanță, să aspire nu doar la o revoluție politică, pentru că revoluții politice au mai avut loc în istorie, revoluția engleză, revoluția olandeză, revoluția franceză cu etapele sale, dar ceea ce s-a petrecut în secolul 20 e vorba de un tip de revoluție care vrea să fie una antropologică, deci care să schimbe nu doar societatea așa cum există, ci însăși natura umană. Acest lucru a fost analizat de o serie de gânditori, de altfel cartea are trei personaje intelectuale cărora le este dedicată și unul dintre ei a fost marele filozof polonez Leszek Kołakowski, s-a tradus în românește destul de mult din Kołakowski, problemele modernității, istoria marxismului, problemele religiei în lumea contemporană și ale secularizării. Am citit un interviu cu ani în urmă al lui Leszek Kołakowski, intitulat chiar așa, Diavolul în istorie. Era un lung interviu, era un interviu adâncit, făcut cu un gânditor, jurnalist, comentator politic britanic, de origine maghiară, mulți ani directorul Europei Libere, a întregii Europei Libere, deci nu doar a spune ea secții din Europa Liberă, George Urban, și acolo Kołakowski vorbea despre acest diavol în istorie. Acum, întrebarea care a fost pusă atunci profesorului Kołakowski era, folosiți o metaforă. Și el a răspuns, nu e câtuși de puțin o metaforă. Pentru noi care am trăit experiența totalitară, fie ea cea nazistă, fie ea cea stalinistă sau leninistă sau comunistă pur și simplu, diavolul a fost o prezență vie, o prezență palpabilă. Lumea mă întreabă și pornind de la această tematică a diavolului în istorie, așa cum a formulat-o Kołakowski, așa cum apare și în gândirea celorlalți doi autori la care le dedic cartea, Tony Judd, ale cărei lucrări, istoricul Tony Judd, profesor la New York University, ale cărei multe din lucrările sale au apărut și în limba română, am avut onoarea să prefacez. De altfel, există o lucrare a lui Tony Judd care există doar în limba română, nu există în limba engleză și care este rezultatul întâlnirii lui Tony Judd cu grupul a treia Europa de la Timișoara, Adriana Babeț, Cornel Ungureanu, Dorian Branea și ceilalți din grupul a treia Europa și unde am scris prefața. Deci acea carte nu există în engleză. Există 200 de pagini de Tony Judd care nu există în limba engleză, există doar în limba română. Poate o să se traducă. Și celălalt este Robert C. Tucker, profesor an de zile la Universitatea Princeton, autorul unor cărți clasice de sovietologie, dar pentru mine foarte important este biografia în două volume, n-a terminat-o, biografia lui Stalin, Stalin ca revoluționar și al doilea volum, Revoluția de sus, revoluția venită de sus, Revolution from above. Deci, la ce mă gândesc sau la ce cred eu că se gândea Kołakowski? M-a întrebat cineva dacă folosirea acestui titlu am avut aprobarea lui Kołakowski. Da, am avut-o. Deci, i-am scris că lucrez la această temă. Era cam prin prima dată. Am făcut o prezentare a Diavolului în istorie publică în 2002, dacă nu mă înșel, la Institutul Remarque al Universității din New York, condus de Tony Judd și l-am avut pe Tony Judd ca discussant, deci a fost comentatorul meu. Apoi am făcut o prezentare la Institutul de Științele Omului de la Viena, tot cred că în același an, și pe urmă am tot mers din universitate în universitate și am stat de vorbă cu o mulțime de oameni care se ocupă de aceste chestiuni, așa că tezele și ipotezele au putut fi discutate, verificate,
falsificate, ca să-ți folosesc expresia lui Karl Popper, mai departe. Deci am așteptat, am așteptat să se sedimenteze propriile mele idei. Apariția, un punct important a fost apariția cărții negre a comunismului. Deci Cartea Neagră, întâi în ediția franceză lui Stefan Courtois și pe urmă ediția americană pe care a tradus-o Mark Kramer. Și am scris pe larg despre Cartea Neagră a comunismului, au mai fost și alte lucrări care s-au adăugat și atunci am crezut la un moment dat că pot să mă apuc să ajung la această sinteză. Pentru că este o sinteză de istoria ideilor, înainte de toate este o carte de istoria ideilor și teza centrală este că ideile contează, că ideile sunt cele care au schimbat, de fapt, natura revoluțiilor în secolul 20 comparată cu revoluțiile anterioare. Sunt revoluțiile, cum spuneam mai devreme, care propun mutații antropologice. Deci cineva se întreba dacă scopul comunismului este să ajungă din urmă să depășească capitalismul, cum se spunea cândva. Nu, acesta este un mijloc. Scopul comunismului este să construiască o nouă civilizație. Deci acolo este chestiunea, acolo e miza cea mare și acolo a ieșuat fundamental. Sigur că și construirea economiei planificate, pe care prezumtiv sau, mă rog, în ipoteza de lucru ar fi că este superioară din punct de vedere al raționalității economice, economiei de piață, pentru că evită crizele de supraproducție, evită profitul sau profitul este un profit general, nu un profit particular și depășește chestiunea filozofică. Justificarea fundamentală, metafizică a comunismului este depășirea alienării, deci reușește să producă această transcendere a înstrăinării umane. Ei bine, toate acestea, de fapt, s-au dovedit eșecuri. De ce nu m-am ocupat doar de comunism? Pentru că secolul 20 nu a fost doar secolul lui Lenin, a fost și secolul lui Hitler. A fost în egală măsură un secol în care două regimuri, unul care provenea în planul istoriei ideilor dinspre ceea ce am numit tradiția iluministă, celălalt care provenea dintre tradiția antiraționalistă, antiparlamentară, anti-iluministă sau contra-iluminismul, au încercat aceste transformări colosale ale naturii umane și ale naturii în genere. Deci obsesia, spre a-l cita pe Robert Sittager, a existat în ambele regimuri totalitare o obsesie transformistă, deci transformarea fundamentală, în care ceea ce vedem este doar o aparență și există o substanță care poate fi regăsită și trebuie să fie transformată. Mandatul pe care îl pretinde comunismul este un mandat moral. Acum, de ce diavolul în istorie, de ce această demonologie istorică, pentru că e un mic tratat de demonologie istorică? Pentru că ambele regimuri totalitare, comunismul și fascismul, au idolatrizat istoria. Au văzut în istorie, de obicei scrisă cu I mare, o încarnare a unui mandat providențial. Deci în istorie se realizează într-un fel sau altul ceea ce ei consideră a fi libertatea umană. Marxismul sigur că vine din Hegel și din acest punct de vedere mi-amintesc că există o frază celebră al filozofului politic german Carl Schmitt, care a fost gânditorul constituțional al celui de-al treilea Reich, care spunea la un moment dat, atunci când Hitler a luat puterea în Germania, se poate spune că Hegel a murit. Național-socialismul a fost și o revoluție împotriva Revoluției franceze. Ori știm bine că Hegel a idolatrizat, a glorificat Revoluția franceză. Există fraza celebră din Introducerea în filozofia istoriei, a fost un superb răsărit de soare. Deci, ideea răsăritului de soare, care pentru foarte mulți a fost un amurg. Atunci, sigur că sunt folosite un număr de instrumente pentru obținerea acestor scopuri totalitare. Și unul dintre aceste instrumente este, evident, construirea pe toate căile a statului propagandei și a statului polițienesc. Deci două sunt, de fapt, încarnările, probabil că sunt mult mai multe, dar văd două încarnări ale diavolului în istorie. Una este încarnarea ideologică, deci ideologia ca răspuns la toate problemele umane și ca abolire a
moralității, de fapt, moralității tradiționale și în special, pentru că spun moralitate tradițională, a religiei, pentru că ambele sisteme totalitare sunt sisteme, în ultima instanță, ateiste. Mărturisit și proclamat public, profesat de către comuniști, implicit la național-socialiști, care nu admit, de fapt, rolul religiei, tolerează instituțiile religioase, dar pe lungă durată, fără nicio exagerare, se poate spune că dacă nazismul ar fi continuat, probabil că s-ar fi ajuns la persecuția bisericilor în egală măsură cu cea pe care au îndeplinit-o comuniștii, pentru că fiind sisteme totalitare nu permit niciun centru alternativ, niciun fel de orizont alternativ, iar religia evident reprezintă un orizont alternativ. Al doua este construcția statului de tip lagăr de concentrare. Deci sigur că statul totalitar, spre a cita o gânditoare care m-a influențat foarte mult, mă refer la Hannah Arendt, ea spunea că nu există un stat totalitar perfect. Singurul sistem totalitar perfect e lagărul de concentrare. Acolo, într-adevăr, lucrurile sunt duse la ultimele lor consecințe. Fie că e Colima, fie că e Periprava, fie că e, știu eu, Dachau. Aici, sigur, trebuie făcute, evident, anumite nuanțări. Există lagăre de... Să le numim lagăre ale sclaviei și există lagăre ale exterminării. Nu toate lagărele sclaviei sunt și lagăre ale exterminării. Prin asta n-am spus că sclavia este ceva nobil și onorabil. Înjosirea ființei umane are loc, dar dacă ne comparăm, de pildă, Buchenwald, care n-a avut scopuri de exterminare programată tehnologic, și Auschwitz, care avea acest scop în însăși natura sa, evident, atunci putem face anumite distincții. Ce rămâne în această chestiune? Mi-amintesc că există, s-a tradus și în românește, s-au tradus din cărțile lui Primo Levi despre supraviețuire la Auschwitz, de pildă, și povestea Primo Levi, un mare scriitor italian, de profesie chimist, s-a sinucis după ce a scris aceste cărți, supraviețuitor al Auschwitz-ului, și povestea în cartea despre Auschwitz, parcă acolo, mă rog, a scris mai multe cărți, momentul sosirii transporturilor de prizonieri și limba, evident, în lagărul de concentrare nazistă era, limba de comunicare era limba germană. Și cineva întreabă în timpul când ajung pe peronul gării de la Auschwitz-Birkenau, sunt puși într-o parte, deținuții tineri, deținuții, știu eu, femei, copii și așa mai departe. Și cineva întreabă de ce în germană warum, și el reproduce răspunsul: aici nu există de ce. Hier gibt es kein warum. Pur și simplu, uite de aia. Deci acolo nu dispare raționalitatea, dispare tipul de cauzalitate cu care operăm în mod normal. Deci eu văd în instituția terorii și în terorii ideologice și în instituția terorii polițienești, văd cele două instrumente ale acțiunii diavolului în istorie. Așa se construiește, pur și simplu așa se construiesc noile comunități. De ce diavol? În teologie, în teologia iudeo-creștină, diavolul este, nu cunosc alte religii prea bine, deci mă refer la cele pe care le-am studiat, în teologia iudeo-creștină, diavolul este un înger căzut. De altfel, mi-a și scris astăzi dimineață un bun prieten să mă întrebe de ce a fost pusă pe copertă Dresda. Pentru că coperta este într-adevăr o fotografie la ediția românească. La ediția americană sunt Hitler și Stalin privindu-se. În primul rând i-am răspuns că eu am multe cărți publicate și în lituaniană, poloneză și așa mai departe, că nu am o responsabilitate pentru nimeni. M-a întrebat la ediția poloneză din Stalinism pentru eternitate ce să pună pe copertă. Și pe copertă sunt niște cărți de joc, pe una e Stalin, pe una e Ceaușescu și așa mai departe. Nu știu. În cazul de față știu, pentru că am comunicat cu editura Humanitas și am avut mai multe discuții și am spus, haide, m-am gândit și eu, poate, pentru că sigur că în simbologia celui de-al doilea război mondial, Dresda este o acțiune a Marii Britanii, înainte de toate, aviației britanice, împotriva populației civile. Pe de altă parte, sigur, Dresda era oraș model în planurile diabolice ale lui Adolf Hitler. Nu justific, să nu se înțeleagă, din potrivă, e pe copertă, este Dresda distrusă. Scopul este că puteam să punem, de pildă, o poză din Varșovia distrusă și atunci probabil că nimeni nu ar mai fi avut nicio problemă.
Doar că nu aveam nicio poză din Varșovia distrusă care să aibă această imagine, dacă, care este cea mai importantă, care este imaginea îngerului, pentru, care privește devastarea. Este îngerul istoriei în ultima instanță. Este singura statuie care rămâne dintr-o catedrală dărâmată, sfărâmată, bombardată și care privește rezultatele a ceea ce s-a întâmplat în istorie. Îngerul poate să fie la fel de bine îngerul căzut, poate să fie diavolul istoriei și de fapt mi-am amintit de superba și tulburătoarea imagine din gânditorul german Walter Benjamin, membru al școlii de la Frankfurt, sinucis în 1940. Benjamin vorbea și imaginea venea din Paul Klee, din pictorul Paul Klee, ce este îngerul, îngerul privește înapoi și vede uraganul produs de istorie. Este îngerul istoriei care vede, de fapt, nenumăratele ruine, morminte, catastrofe. Deci este, fotografia copertei este legată de catastrofa pe care o generează această obsesie a societății perfecte. Într-o recenzie a cărții care a apărut în New York Review of Books, cunoscutul jurnalist și autor politic care este William Pfaff, scrie, are coloana sa în International Herald Tribune, titlul recenziei mi se pare mie foarte dătător de seamă pentru ce am încercat să spun în carte, în engleză sună așa, pure, purifying and evil, deci pur, purificator și rău, rău cu r mare. Deci este, ajungem la problema binelui și răului în istorie și în istorie și în întreaga tradiție umană. Și ce s-a petrecut cu problema binelui în momentul în care a încăput pe mâna unor ideologi care urmăreau scopuri absolute. Am observat că folosiți deseori în carte un cuvânt cu multiple semnificații și anume hubris. Există o legătură esențială între hubris și totalitarism? Cred că da. În primul rând, ideologia totalitară este o ideologie care urmărește scopuri absolute. Deci refuză moderația. Hubrisul este opusul moderației. Hubrisul poate fi tradus, știu eu, ca nesăbuință, ca pasiune, ca patimă. În orice caz, dispar frontierele, dispar normele restrictive în hubris. Hitler spunea la un moment dat, e o frază care definește, de fapt, modul său de a opera în istorie, îmi urmez destinul cu siguranța unui somnambul. Bine știm, somnambulul, poate unde filmăm noi acum, îl poți vedea plimbându-se noaptea la 2 dimineața, cu o siguranță nebună pe care nici tu, nici eu nu am avea-o. Îmi cădea într-o secundă, somnambulul merge pe acoperișuri fără niciun fel de problemă, așa mergea și Hitler prin istorie. Stalin, care ar fi contrapartea în sistemele comuniste, sau Lenin, sunt și ei au alt tip de hubris, pentru că hubrisul lui Hitler este un hubris carismatic în care carisma, harul liderului, se concentrează în personalitatea liderului. Deci, odată Hitler dispărut, ideea național-socialistă devine una banală, trivială și neinteresantă. Ea este interesantă prin această febră a personalității dominante. În cazul comunismului, hubrisul este unul ce vine din convingerea că sensul istoriei este de partea noastră. Când Trotsky începe lupta cu Stalin, suntem în 1923-1924, Trotsky însuși personifică istoria în figura Partidului Comunist în momentul în care spune voi sta în partid orice s-ar întâmpla, pentru că istoria nu a găsit un instrument mai perfecționat de a-și atinge scopurile decât Partidul Comunist. Deci cultul partidului mai degrabă decât cultul liderului. Sigur că ce vedem imediat și întreg capitol în carte, în Diavolul în istorie, ce observăm imediat este că istoria este divinizată și personificată. Istoria nu a găsit un instrument, deci istoria este cineva care caută, obține instrumentul, aplică, deci este de fapt un substitut pentru divinitate. Și aici ajungem la o chestiune pe care nu știu dacă o să apucăm să o mai discutăm noi astăzi aici, acum, dar de fapt și nazismul sau național-socialismul și comunismul și socialismul în chip istoric și anarhismul, dar anarhismul e puțin diferit, sunt religii politice.
Deci sunt religii politice pentru că secularizează valori care în mod normal ar trebui să țină de zona sacrului. Sacralizează de fapt statul, sacralizează partidul, sacralizează politicul și elimină tot ceea ce ține de dubiu, de moderație, de raționalitate.